Sunt sclave în serele și fermele din Italia. Româncele care lucrează în domeniul agricol sunt agresate, hărțuite și discriminate. Asta susține un europarlamentar care luptă pentru drepturile conaționalelor din diaspora. Femeile românce lucrează în condiții improprii în Italia, în special în Sicilia. Există date care arată că angajatorii italieni le supun unor tratamente care intră sub incidența legilor penale italiene și internaționale. Avem de a face cu condiții inadecvate de muncă, cu neplata salariilor la timp, cu abuzuri fizice, psihice și sexuale. Nu puține sunt cazurile în care femeile sunt obligate să muncească chiar și câte 12 ore pe zi în căldură, fără apă și fără mâncare, a declarat Gabriela Zoană, membru al Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen. Politician a subliniat că victimele se tem să depună plângere pentru că o mare parte dintre aceste femei lucrează la negru. Datele statistice arată o situație îngrijorătoare. În Italia trăiesc în jur de 1 milion de români, dintre care doar 600.000 sunt angajați cu forme legale. Au jefuit 4 apartamente în decurs de o lună în Italia. 2 români au furat bunuri în valoare de 1.000 de euro dintr-un imobil situat în centrul orașului Gela. Marius Ciprian Maftei, în vârstă de 31 de ani, și Alexandru Florin Popu, în vârstă de 29 de ani, au acționat ca în filme. Conaționalii au ales mai întâi blocul, apoi au găsit momentul propice după ore bune de filaj. Ulterior au dat cele 4 lovituri. Însă la ultima spargere, hoții nu și-au luat suficiente măsuri de precauție. În consecință, polițiștii i-au identificat destul de repede după amprente. Marius Ciprian Maftei și Alexandru Florin Popu au fost arestați. Cei doi români sunt acuzați de furt calificat. Autoritățile au descoperit în cadrul anchetei că indivizii făceau parte dintr-o rețea de infractori care acționa în mai multe orașe italiene. Cazul românilor se va judeca la tribunalul din Gela. Scriitorii români au cucerit Spania. Dovada, anul acesta, târgul de carte de la Madrid este dedicat României. Concret, spaniolii vor organiza zilnic conferințe și dezbateri despre cultura, civilizația și valorile noastre. Mai mult, scriitorul Mircea Cărtărescu a fost invitat să țină primul discurs la conferința de inaugurare. Organizatorii târgului au pregătit și alte surprize pentru comunitatea de români din Spania. Conaționalii vor avea ocazia să stea de vorbă cu poeta Ana Blandiana și cu istoricul Vasile Lupașc. De asemenea, la standul României se vor prezenta 300 de volume ale unor scriitori contemporani. Este o oportunitate extraordinară de a reuni cele două țări care au multe lucruri în comun, dar care din cauza dictaturii comuniste au fost separate pentru o jumătate de secol. Spania este țara care a tradus cei mai mulți autori români, a declarat directorul Institutului Cultural Român de la Madrid. Oficialul a mai anunțat că spaniolii au pregătit și 20 de ateliere de lectură pentru copiii conaționalilor. Târgul de carte de la Madrid va avea loc în perioada 25 mai-10 iunie.